Bine v-am găsit, Florin Pescaru nebun, vă salut. Astăzi, montura lipovenească la Sorin, Sorin de la Bughea. Ia să vedem. Ia zi, Sorin, ok. Punem un fir. Mai gros? Zi în dimensiune. Asta e 0,25. 0,25. Cât de mare? Să aibă 25 de centimetri. Avem. Ce-i facem acum? Deci, avem un plumb, după cum se vede, da? Nu cu lisan, cu ochet. Leg plumbul, da? Da. Îl mai schimb plumbul? Nu. Deci facem legătură definitivă, nu mai. Așa, vaselină. Vaselina pescarului. La vaselina de fir. Așa. Bun, tensul plusul. Ce facem acum? 25 de centimetri, lești primul năditor. Deci la 25 de centimetri. Primul năditor. Cam așa, nu? Da, are 25. Are mai mult. Cam așa. Asta cam așa, ca să... Da? Da, e bine. Bun, acum trecem până el sau facem altă buclă? Facem alta. Deci îl tăiem pe ăsta, da? Tăiem, da, să taie. Ăsta îl tăiem. Nu se trece. Deci după cum vedeți, până acum avem un plumb de fund și un arc năditor undeva la vreo 25-30 de centimetri. Mai facem, ne ajunge firul ăsta? Ajunge. Cred că ajunge. Dacă nu, luăm altul. Dar mai... Deci ăla are 25 și ăsta să aibă 20. 20. Hai să mă mai fir că s-a făcut. Iarăși legătură. La 20, da? Da. Ce facem acum? Deci îi bagi unul... Nu, îi luăm o biluță, dacă vrei cumva... Să-l ridic mai sus, da, mai jos? Mai sus sau mai jos. Să luăm o biluță... Uite... O mărgică. O mărgică. Deci o mărgică de plastic cu gaură o băgăm. Băgăm firul. Ne întoarcem și îl mai băgăm o dată. Deci, l-am trecut și l-am mai trecut încă o dată, da? E cam sus. Când slăbiți firul, puteți trage până unde vreți dumneavoastră asta, da? Acum ea, oricât ai trage, nu se mai duce în jos. E bine așa, nu? Da. Ai zis 20 de centimetri. O reglez. Am înțeles. Băgăm și arculețul 2. E sigur că ăsta are gaură? Are. Uite, mai fac și chinezii lucruri bune. Și acum îi băgăm un opritor. Da. În ideea că și găsim un opritor la mine în curățenia asta aici. Într-o sa de scule. Bun. Ce am obținut? Așa. Asta e linie. Asta este linie. Acum și de fiecare arculeț din ăsta se leagă cât un arc, da? Da, se leagă. Ori aici. Poți să-i legi aici. Poți să-i legi aici. Așa. Nu știu dacă s-a văzut. Deci avem două arculețe momitoare, unul cu lisant, care îl reglați unde vreți, unul fix și sub cel fix la vreo 30 de centimetri un plumb, da, pentru greutate. Acum ce facem? Pe fiecare arculeț din ăsta legăm câte un ac. Da. Ce ac? Ce mărime vrei? Numărul 8. Hai să căutăm 8.
Cine m-a pus să-l întreb? Nu trebuie să-i pun eu acel de la mine. Numărul 8, numărul 8. Ei, s-a dus că nu e noroc de numărul 8. Nu e. Ia, caută pe două ace, acolo. Până atunci ce facem? Pregătim cu ceva mai subțirel, deci dacă avem 0,25 o să punem un 0,18-0,20 legătura la ace. Că de cât e? Ăla-i 10, ăla-i bun. Te-ai mestecat pe aici? Am mestecat că a căzut cutia. Bun. Ce facem? Legăm primul ac, avem un ac, da, cu ochet. Îl legăm cu nudul palomar. L-am făcut, îl știm. Nu te-ai dus, nu puteam scăpa de mână. Facem bucla, trecem acul prin el, știm, da? L-am făcut într-o filmare trecută. Vaselina de rigoare, tragem. Și unul din cele mai bune noduri pentru acul cu ochet. Bun. Acum, de o bucla a primul să-l luăm. Vrei să ți-l leg de buclă sau să ți-l leg de ochet? Lege de aici, de buclă la jumătate. Da, deci prietenul meu, de la jumătate arcul îmi dorește cât să fie nu, de lung. Nu, trage-l, curtează-l, să de aibă un deci, 3 cm. Forfacul să rămână la un 3 cm, asta ce înseamnă? Că îl aducem aproape de un centimetru până lângă arc, facem buclă. Facem buclă. Ucigasa, așa zice. Cum îi zice ucigașa? Ucigașa. Nu e asta ucigașa, dar poate să fie. Bun. Ucigașa de caraș este cu biluțe din alea cu acul care se învârte. O să o vezi. O să o faci. Așa am pus numele acolo. Așa ai pus tu? Bun. Tragem. Atât, ăla e. Tăiem surplusul. Știi cu șane. Moment. Nu știu, cred că îl vedeți, da? Să-l observă. Că la poți să-l duci. Același lucru facem și la... Că la să-l chiretează, poți să-l duci și sus. Da, 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 da. Să-l măresc și să-l micșorez cât vrei tu. A, acesta este cu barbetă. La barbetă facem buclă. Ne întoarcem cu numărul magic 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Băgăm capul firului prin buclă. Am tras vaselina de rigoare. Și s-a făcut. Și s-a făcut forfacul. Îl încercați, că e bine să-l încercați, că se mai întâmplă și accident. Ăsta cât de lung? Tot așa, da? Tot. Luăm al doilea arculeț. Aceeași poveste. Legăm de una dintre spire. Cât mai aproape arcul de acul de arc, pentru a face forfacul cât mai scurt. Buclă. Răsucim peste buclă și peste firul principal. Băgăm firul prin buclă.
se rezolvă. Și aceasta este montura adusă de prietenul meu Sorin Mancilă. Aici sus îi faceți noastră la cât doriți. Iarăși o buclă îi aplicăm vârtej. Și agrafă îl punem pe linie și pe fiecare din arculețele pe care le vedeți puteți pune diferite năzi și diferite momeli. Adică se poate da și la momeală uscată, la porumbă și la momeală naturală. Deci, asta este motura pe care v-am prezentat-o azi. La bună vedere! Florin Pescar, nebun, vă salută!